dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu, am revenit din nou la rețete și de această dată vă prezint un strudel cu ciuperci și vinete, un strudel care se gătește foarte, foarte simplu, ingrediente la îndemâna oricui, deci haideți să vedeți cum îl puteți prepara, să trecem la treabă. Primul pas, dragilor, este să punem la fert, am aici 3 cartofi mici, da? Să zicem 2 cartofi medii în 600 ml de apă. Ideea este că trebuie să fierbem foarte bine cartofii până îi aducem la consistența aia de cremă. Acum turnăm cartoful ăsta. Ca să răcim un pic compoziția, mai adaug 300 ml de apă rece. Și acum vom pasa o cuțit sau ce doriți dumneavoastră, cu un blender, cu un mixer. Eu vă arăt metoda cea mai simplă, care poate oricine. Așa. Deci, pasăm cartoful să obținem o compoziție omogenă cât de cât. Acum, adăugăm o lingură de zahăr, una de sare, o lingură de oțet, așa, și vom adăuga și 100 ml de ulei. Făină. Voi folosi făină unde avem încorporat praful de copt. Dacă aveți făină normală, se pune și 15 grame de praf de copt. Făină vom folosi aproximativ 800 de grame de făină. Făină o turnăm câte un pic, rând pe rând, până încorporăm făina și observăm că aluatul se leagă. Facem un aluat de post, din care putem face diverse cupturi. Strudel cu mere, cu dovleac, cu ciuperci. Eu am să fac un strudel cu ciuperci și vinete. Așa. Deci voi încorpora rând pe rând făina când vă obține aluatul să fie foarte ușor de lucrat. Cât aluatul se odihnește un pic, noi vom pregăti o umplutură. Eu voi face o umplutură de vinete cu ciuperci. Dar acest aluat îl puteți folosi la strudelul cu mere, cu dovleac, cum am vorbit mai devreme. Cu varză, la ce puteți folosi la plăcinta cu varză, e foarte ușor. Deci, primul pas e eu pun vâna ta. Între timp, am să toc și câteva ciuperci. Am adăugat ciupercile. Le sătăm împreună, ciupercile cu vinetele. Dar am început cu vinetele, că știți bine că vinetele absorb din ulei. Dar ciupercile lasă zeamă. Deci da, și acum, după ce vinetele un pic s-au petelit în ulei, venim cu ciupercile, care o să le marineze în sucul de ciuperci. Noi, între timp, pregătim ceapa și usturoiul. Adăugăm acum ceapa și 3 cățele de usturoi. Venim și cu un pic de sare. Așa, ne vedem ceva care vă plac. Am pus niște piure. Să fie un pic picant. Sau puteți să puneți oregano, busuioc, ierburi din astea aromate care se potrivesc foarte bine, dar eu vreau să fac un pic de plantă cu cinta. Așa. Și umplutura noastră este gata.
Voi folosi un pic de ulei pe blat. Așa, aluatul îl împart în patru. Inițial în două, pentru că vreau să fac și două strudele cu dovleac, îl las separat. Și aici mai împart în două. Așa. Și acum vom lucra aluatul. Îl întindem. Cât îl întindem mai subțire, cu atât aluatul la rotire creează straturi și aluatul este mai fraged, este un aluat foarte gustos. Îl recomand cu toată încrederea să-l gătiți. Așa. Acum îl stropesc cu un pic de ulei, nu mult, mai puțin de o lingură. Umplutura o împart în două, deci cum am zis, voi face două strudele. E foarte gustoasă combinația de ciuperci cu vinete. Să o testați și o să vă convingeți. Marginile le strângem. Rotim. Aici n-am strâns eu bine. Totul strângem. Îl lipim partea de jos să fie legată bine și un pic îl întindem. Eu am să-l fac de dimensiunea la tava mea, deci se poate întinde și atât, dacă aveți dorință. Compoziție, cu ce o să ungem strudelul, facem de post, deci nu folosim ou, dar ne dorim o nuanță frumoasă. Am adăugat aici o linguriță de zahăr, așa, aproape o lingură de griș, jumătate de lingură de făină, venim cu apă fierbinte în jur de 150-200 ml de apă. Și un pic de ulei. Cineva probabil o să consideră că folosesc foarte mult ulei. Dar nu este mult, observați, folosesc câte jumătate de lingură, linguriță, nu este mult ulei pentru cantitatea de aluat care o avem. La prăjit folosim mult mai mult ulei decât în această rețetă pe care o facem la cuptor. Așa, se amestecă bine, bine, să nu avem cocoloașe. Eu am luat o lingură, dar era mai ok cu o furculiță sau cu untel. Dar cum fac o cantitate mică, mă joc aici un pic. Și acum dăm strudelul nostru cu această compoziție. Merge la cuptor la temperatura de 170 de grade, timp de 35-40 de minute. Se coace pe poziția de mijloc a cuptorului. Eu am să coc la cuptor cu ventilator. Acum haideți să tăiem strudelul și să-l aranjăm frumos, încă este fierbinte, dar eu mă strădui. Și acum
ca să decorăm farfuria să arate bine, dar se și potrivesc roșiile cu un strudel cu ciuperci. Venim așa cu un pic de busuioc. Ca să aducem culoare în farfurie, în care întotdeauna trebuie să arate și bine, să miroase și bine, să fie și gustoasă. Așa, dragilor, și acum haideți să o testăm. Am să gust din, cum îi zic eu, călcâi, pentru că mie îmi place și ne batem pe el cu copiii, dar copiii acum nu sunt și am eu prioritate, deci încep eu să-l gust. Mie îmi plouă în gură. Mănânc eu singură, doar eu cu mine, restul se uită la mine, da? Aștept copiii să vină de la școală să mănânci și ei, dar eram curioasă să văd cum a ieșit și a ieșit foarte, foarte bun. Aveți încredere, dragilor, să gătiți acest strudel sau prăjite cu ciuperci sau cum vreți așa îi ziceți, dar i-am zis strudel pentru că am împachetat așa cum împachetează nemții, da, este metoda lor și n-am vrut să o numesc plăcintă pentru că este strudel, da? Eu vă recomand cu drag, dragilor, să pregătiți această rețetă, că merită, este gustoasă, suntem în perioada postului și cu siguranță o să potoliți niște plămânzi în casă. V-am pupat și aveți grijă de dumneavoastră și Stella a revenit din nou! Pa, pa!